Oficial, de astăzi, în municipiul Chișinău a demarat o nouă rundă de înscriere la grădiniță a copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani, care nu au frecventat anterior astfel de instituții. Anunțul a fost făcut de viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a primăriei capitalei. De astăzi începe admiterea copiilor sub 3 ani, copiilor noi înmatriculați. Săptămâna viitoare voi raporta câți copii au fost înscriși pentru anul școlar 2020-2021. În context, Angela Cutasevici a mai anunțat că municipalitatea își propune ca pentru acest an școlar să fie înscriși la grădinițe aproximativ 8.750 de copii, circa 7.240 în grupele din Chișinău, iar restul în cele din suburbii. Menționăm că înscrierea copiilor la grădiniță, proces anulat anterior din cauza pandemiei de COVID-19, este organizată în regim online prin intermediul site-ului egrădinița.md. În prezent, pe teritoriul municipiului Chișinău, Cineu își desfășoară activitatea 162 de grădinițe.